Parcă se încinge jocul. Lăcătuș aruncă mingea spre Luțu. Luțu! Un închis și gol pentru Steaua, înscrie Cristian Ciocoiu. Minutul 22, primul gol al acestei superbe finale este realizat de Steaua. Își îndeamnă idolii la luptă. Trage Barbu, șut periculos și mingea se oprește în pasă. Acum Rapidul cu doi atacanți în față, Barbu singur la marginea careului și înscrie pentru Rapid 2-1. Pe ultimul fel de arbitru. Minge aruncată de Lăcătuș în careul. Gol extraordinar! În minutele de prelungire Steaua egalează. Cred că Belodedic a înscris acolo. Belodedic, Miodrag Belodedic. Și la acest serie a lui 12 metri. Șut și gol. Șut cu dreptul și... Și l-a executat scurt. Militaru. Șut cu un joc și apără. Bonț. Fusese cu Zoltan Rifli. Șut Ienci. Patru fotbaliștiști au înscris până acum. Pancu. Șut peste poartă. Steaua este câștigătoarea.